Direcția Creșe a publicat calendarul de înscriere la creșele de stat din oraș. Astfel, părinții care doresc să își înscrie copiii la cele 12 unități din municipiu pot face acest lucru în perioada 17-19 mai. Între orele 9 și 13, dosarele urmând să fie preluate la sediul creșei arondate. Pe data de 3 iunie vor fi afișate listele cu punctajele obținute. În total, sunt disponibile în acest moment un număr de 540 de locuri, având întâietate părinții cu domiciliul stabil în Iași și care au loc de muncă. Pentru înscrierea la creșă și pentru realizarea punctajului, părinții trebuie să pregătească o serie de acte.